Am să-ți zic de Ionuț, lumea îi zice bombonel. Pleca de mic copil ca să adune portofel. Nevoia l-a împins, copilărește în Italia. Și pe la 20 de ani pleacă la muncă în Anglia. Povește ceva timp pe acolo, vreo 7 ani. Vreme în care își face și familie și strânge și bani. O ia de mână pe Andreea, pornește cu ea la pas. În cursa vieții și așa apare Nicolas. La scurt timp după aceea apare în familie un nou membru. Se naște Emma, o fetiță splendidă de-a dreptul. Totul complet, o pereche fascinantă. Bombonel emoționat pentru a doua oară, tată. Fără Andreea n-ar fi reușit, recunoscător. Că i-a fost aproape tot timpul cu maxim ajutor. Își iubește nevasta, copiii și e mândru. Că s-a spătut pentru ai săi din tot adâncul. A început super greu, nu ar fi spus că se poate. Ambiția și determinarea a dus rezultate. Acum realizați cu niște bani frumoși în cont. Deschid în Suceava cel mai șmecher barbershop. Luptător de mic, la fel și acum. Băiat la locul lui, își vede de drum. Familia pe primul loc, apoi celelalte. Reușește să facă totul ca la carte. Luptător de mic, la fel și acum. Băiat la locul lui, își vede de drum. Familia pe primul loc, apoi celelalte. Reușește să facă totul ca la carte. Trecut făcut serap, a lăsat studio în cartier. Și tot în cartier Ionuț acum este frizer. Mândru de el și de familia sa la fel. Doi copii adorabili și o soție model. Își dorește ca ai săi copii să-i calce pe urme. Să își facă neapărat ca și el un rost în lume. Și atunci când în viață va veni greutatea, să țină capul sus exact ca clienții lui tata. Soția s-a fost totul încă de la început. A iubit-o din primul moment când s-au văzut. Pentru el este perfectă și o respect atât de mult. Și jură să o facă cât va trăi pe pământ. Luptător de mic, la fel și acum. Băiat la locul lui, își vede de drum. Familia pe primul loc, apoi celelalte. Reușește să facă totul ca la carte. Luptător de mic, la fel și acum. Băiat la locul lui, își vede de drum. Familia pe primul loc, apoi celelalte. Reușește să facă totul ca la carte. Împlinise 25 de ani Andreea de curând. Din păcate să fie lângă ea nu s-a putut. Însă se va revanșa că-i cea mai șmecheră Andreea. Sau cum ar spune eu el, cea mai șmecheră femeie.